inclusiv de ce a fost audiat Lia Olguca Vasilescu la parchetul general. Ministrul Muncii, Lia Olguca Vasilescu, s-a prezentat luni la sediul parchetului general, fiind însoțit de un avocat. Aceasta nu a dorit să fac declarații. Avocatul ministrului, Alexandru Chiciu, a declarat pentru Spirii pe surse. Roce tema audierii nu are legături cu activitatea Liei Olguca Vasilescu. Audierea a vizat o situație de fapt ce nu o vizează pe doamna Olguca Vasilescu, respectiv eliberarea unei autorizații de construire în perioada anterioară momentului în care domnia sa a devenit primar al Craiovei. Această autorizație era eliberat de Consiliul Local Craiova, a declarat Chiciu. Fa de aceste elemente i fa de caracterul confidențial al anchetei în curs, apretorul Liei Olguca Vasilescu nu a dorit să ofere alte detalii.